Din punctul nostru de vedere, aseară s-a acționat exemplar, sunt cuvintele premierului Ciolacu după exploziile de la Crevedia. Conform datelor MEAI, în urma exploziilor au fost 58 de răniți, dintre care 39 de pompieri, 2 polițiști și 2 jandarmi. Cine va fi vinovat va plăti cu siguranță, continuă Ciolacu. Îți reamintesc că stația GPL aparține unei firme deținute de fiul primarului municipiului Caracal. Văd că se face o paralelă întotdeauna cu cazul de la colectiv. Părerea mea că ar trebui făcut o paralelă cu cazul de la Mihăilești. Sunt transferați până în acest moment 4 persoane, 2 deja au ajuns în Belgia, 2 urmează să ajungă la Milano. Sunt pregătite încă 7 transferuri. Sunt 3 în stare foarte gravă, în continuare, la Spitalul Floreasca și încă 2 persoane la Spitalul Baltazar. Important este, cine va fi vinovat, să fiți ferm convins că va fi. Iar acum Monica Mihai, editor al LIV News, se alătură cu ultimele detalii. Premierul spune că cel mai probabil astăzi vor începe audierile și că în momentul de față 6 alte persoane, 6 alți mari arși ar urma să fie transferați, dar că se pregătesc în total un număr de 7 transferuri. L-am văzut și pe ministrul Cătălin Predoiu, care s-a dus cel mai probabil să-l întâmpine pe premierul Ciolacu, care spunea din nou că s-a intervenit extrem de repede și că s-a intervenit pe procedură, lucru care este extrem de important. Așadar, a început ședința, vor stabili exact cine unde pleacă. Cu siguranță pe protocol vor exista discuții la nivel de premier între premierul Marcel Ciolacu, pentru că aseară explicau cei de la guvern că ăsta este și motivul pentru care premierul Marcel Ciolacu s-a dus la această celulă de criză, pentru a ușura calea de comunicare. Adică dacă este nevoie să aibă loc o discuție la nivel de premier, să fie acolo, să nu trebuiască să fie sunat, ca la rândul lui să sune. Deci să poată să se acționeze extrem de rapid în vederea transferului de pacienți, pentru că atunci când vorbim de mari arși, fiecare minut contează, fiecare oră contează și poate să facă diferența între viață și moarte. Pentru că Tatiana, la fel, în momentul în care are loc transferul unui asemenea pacient, este important de menționat că împreună cu el pleacă o echipă medicală care îl supraveghează pe tot parcursul zborului, care îi supraveghează semnele vitale, care este acolo să intervină în cazul în care se destabilizează. La fel s-a întâmplat și în cazul pacienților de la colectiv și iată, din păcate, suntem din nou într-o situație în care România este nevoită să transfere mari arși în țările din Europa, pentru că noi încă nu avem centre de mari arși, așa cum era discuția încă după tragedia de la colectiv, că ar urma să construim, ar urma să ridicăm, vom aloca fonduri. Nici în prezent România nu este capabilă să-și trateze mari arși, ci suntem nevoiți să-i transferăm în străinătate. Ce este bine că acum, spre deosebire de colectiv, aceste transferuri au loc imediat și nu repetăm greșeala pe care am făcut-o atunci, în care am ținut mari arși în țară 7, 8, 10 zile și în momentul în care s-a făcut transferul a fost prea târziu pentru ei. Monica, îți mulțumim!